Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou videoclip astăzi. Numele meu este Alex și ne jucăm Genshin Impact. Nu știu câți dintre voi știți despre jocul ăsta, nu vreau să o lungez, nu vreau să vă plictisesc, vreau să vi-l prezint și să sperăm că reînviem canalul, pentru că jocul acesta mi-a reînviat mie cumva dragostea pentru stilul ăsta de jocuri. Este un joc absolut incredibil. Să menționez, pentru că e foarte important, este un joc gratis. Este un joc gratis pe care oricine îl poate juca. Poți băga bani în el, desigur, pentru că așa e cu orice joc gratis, dar jocul în sine este minunat. Este un free roam cu o hartă imensă pe care eu încă nici măcar n-am explorat-o de-a întregul. Urmează să se adauge noi hărți. Jocul este nou-nouț, apărut, deci dacă vreți să vă apucați alături de mine și de Dia, pentru că și Dia se joacă, vă sfătuiesc să o faceți acum, pentru că jocul de-abia a apărut și puteți fi gen printre primii care joacă jocul. Oricum, deja e un mare hit în America și în toate țările astea, dar trebuie să vă spun că mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că jocul în sine este o copie, 1-1, după, stați o secundă, că nu vreau să mai aud. Bun. Jocul în sine este o copie 1-1 după Legend of Zelda, iar eu, nu știu dacă știți, dar am acest tatuaj care ar trebui să însemne ceva pentru cei care au auzit de Legend of Zelda. Deci sunt destul de mare fan al jocului. Îmi place foarte mult. De ce vreau să vi-l prezint și vouă? Hai să-i dăm drumul. O să fac tutoriale și live-uri, deci vă aștept mâine pe live, pentru că vreau să fac un live zilnic. Deci vă aștept în fiecare zi pe live pe acest canal, reînviem canalul de gaming, o să facem din nou gaming și o să începem cu Genshin Impact. Hai să-i dăm drumul, baby. Voi face un pic de gameplay acum, pentru că sunt foarte, foarte multe chestii pe care poți să le faci în joc. O să fac tutoriale, cum am spus, pentru a vă ajuta și pe voi să jucați și să deveniți mai buni, să puteți să jucați online, pentru că trebuie să atingeți un anumit adventure rank pentru a putea juca online. Putem juca împreună pe live-uri și o să fac lucrul ăsta pentru urmăritori. Dar am să fac niște activități care mi oferă. Ar trebui totuși să dau mai încet un pic jocul, că nu. E prima dată când filmez după foarte, foarte mult timp și e prima dată când filmez jocul, deci nu știu exact cum să umblu cu cu sonorul, cu toate chestiile astea. Vedem. Vă voi arăta combatul, vă voi explica despre ce este vorba. În principiu, vedeți aici în dreapta, o avem pe Ember, o avem pe Fischl, cred că așa se pronunță, pe Bink, care este practic personajul principal, personajul poveștii, ești practic tu, poate să fie fată sau băiat, depinde de preferințe, și pe Razer. Echipa este mai mare, ți-o poți forma tu din ce jucători vrei, și jucătorii ăștia sunt, cum să zic eu... Fiecare controlează cât un element. Ok? Aici sper că mă uit tot încolo, dar webcam-ul e aici. Fiecare are cât un element. Spre exemplu, Bink, adică băiatul meu, poate să controleze pământul. Și să facă asta. Eu trebuie să mă... Ok, o să-i bat repede. Trebuie să sparg un Hitch Hurl Tower, adică ăsta. Pot să fac asta cu Bing, dar o avem și pe Ember în caz că sunteți curioși. Ember poate să tragă cu săgeți cu foc. Sper că n-am lag pentru că e prima dată când filmez și v-am zis stau prost cu setările. Ember poate trage cu săgeți de foc. Rain on my enemies. Poate să facă să plouă cu săgeți de foc din cer. Poate să-și creeze o mică copie care să explodeze în scurt timp. Fischl, care este pe ferata mea, oh my god. Uite, Adventure Rank-ul ăsta este foarte important, trebuie să atingeți Adventure Rank 16 pentru a putea juca alături de alți oameni, cum ar fi aceștia, sau chiar eu, sau chiar Dia, sau vedem, ne jucăm. Bun. Următorul quest pe care vreau să-l fac, să vă mai prezint un pic de gameplay, chiar dacă nu știu cât de multe înțelegeți voi acum, pentru că eu știu să joc și momentan nu sunt atât de, poate nu sunt expert în a prezenta gameplay-ul acestui joc momentan, dar voi deveni cu siguranță, pentru că mi-am pus în plan să fac lucrul ăsta. Bun, hai să o luăm în direcția asta. Vedeți, noi avem mai mulți jucători, adică nu jucăm numai cu ăștia patru pe care îi vedeți acolo la mine. Avem Fischl, avem Chonjum, Sinju, Keia
Noel îi place foarte mult DA, Bennett, sunt foarte, foarte mulți. Eu am puțini pe lângă cât sunt. Și ce este foarte, foarte interesant la joc este că aceste elemente pe care campionii le controlează, cum să vă spun eu vouă, au un fel de reacție în comun. În momentul în care să spunem că tu dai foc unui lucru, da, îi dai focul ăsta și după aia vrei să spunem să-i dai cu să-i dai cu electricitate, că nu știu cum aș putea să zic. Da, puterile arată absolut incredibil. Da, știu, nu trebuie să spuneți de două ori. Și mie mi-au plăcut. Pot, de exemplu, să trag în ei, ei fiind de foc, o să ia mai mult damage de la electricitatea mea. Bine, teoretic de la apă iau cel mai mult, dar nu joc acum cu Chongjun. Chongjun fiind sau, mă rog, au nume de astea de chinezi, n-am habar cum îi cheamă. Ok, trebuie să mă bag cu ăștia pentru a termina și quest-ul ăsta. Avem și aici o putere de Yasuo, Sasuke, cum vreți voi. Adică sper doar prin gameplay-ul acesta să vă, nu știu, să vă fac să poate apreciați un pic jocul și să vă placă și să ne jucăm împreună pe live-uri. Să fac clipuri despre el, pentru că pe mine mă pasionează un pic jocul, e destul de fain. Și ce îmi place foarte mult la el este că este un joc, vă spun imediat după. Asta este cel mai tare lucru din punctul meu de vedere. Dar vă spun după. Bun. Am vrut să-l omor. Este un joc cross-platform, ceea ce înseamnă că îl puteți juca pe PlayStation, îl puteți juca pe Xbox, îl puteți juca pe telefon, îl puteți juca pe tabletă și îl puteți juca pe calculator. Asta e foarte tare. Și puteți păstra contul să aveți un progres pe toate aceste console, pe toate aceste device-uri. Chestia asta mi se pare absolut incredibilă. Sunt foarte multe detalii ale jocului. Caracterele au arme. Fiecare folosește câte o armă diferită. Ea folosește un arc. El folosește o sabie. El folosește o sabie mare. Fiecare dintre ei are pasive, are abilități, are constelații. E o întreagă poveste. Și că veni vorba de poveste, jocul are și o poveste absolut minunată pe care dacă vreți să fac vreun, în caz că vreți să fac o serie cu povestea jocului, să-mi spuneți, pentru că pot să-mi creez un cont să jucăm povestea. Oricum eu n-am terminat-o nici pe contul meu principal, dar o să fac lucrurile astea, toate farmurile astea, o să vă mai explic despre ce e vorba cu jocul, cum să-l jucați, puteți să-mi puneți întrebări pe live-uri. Tutorialele vor fi pur și simplu create după cele mai frecvente întrebări pe care le primesc de la voi. În momentul în care primesc o întrebare despre, nu știu, cum să-mi formez o echipă sau cum pot să bat un anumit boss sau cum pot să fac nu știu ce, o să vă spun cum să faceți lucrul respectiv sau o să creez un tutorial. În principiu, tutorialele mi se par foarte, foarte utile. Uite, fiindcă plouă, de exemplu, eu folosind Electro, Electro-ul devine charged. Vedeți? Și sunt one shot ăștia, pentru că îmi folosesc elementele cum trebuie. Nu e obligatoriu să folosești elementele așa în caz că nu-ți place stilul ăsta de gameplay și trebuie tot timpul să fii atent la elemente și chestii, dar sunt destul de importante. Mai ales în ideea în care dacă te bați cu un monstru Electro, nu prea poți să-l bați cu Electro. Îți trebuie măcar ceva diferit. Adică poți, dar mai greu. Și fiindcă plouă, e cel mai simplu să joci Electro. De-aia Electro este considerat, cred că, cel mai bun. De bine clar este cel considerat cel mai bun. Le mai dai și foc, mai e și plouă, mai e și nimerit, nu e nicio problemă. Oh, trebuie să mă feresc. Mai e unul în viață? Nu. Ba da. Nu, ăsta e buguit sau ce are? Salut, nu e nicio problemă. Ok, o să mergem la Ella Musk. Pe bune, asta mi se pare super, super funny. Ella Musk. Deci oamenii sunt șmecheri, au și din astea, au și easter egg-uri. Dar vreau să schimb limba pentru că eu jucam în japoneză și cel mai probabil voi nu vreți să auziți coreană, pardon. Nu vreți să auziți coreană pentru că nu o să înțelegeți nimic. Nu e ca și cum eu înțeleg, nu vă gândiți la asta. Dar prefer câteodată și engleza. Ok. Nu citim toate poveștile de la toate questurile, de la n-are sens.
Go to the Hitchhiker camp with Elon Musk. Okay, Ella. Talk to Elon Musk. Again? Ah, say hi. What? Cred că am făcut asta pe contul de ei. Nu sigur. Ok, bun. S-a respawnat asta pentru că e de la misiune. Trebuie să vorbesc cu asta. Să se împrietenească Ella cu el. Elon Musk, fica lui Elon Musk, vrea să se împrietenească cu un Hitchhiker. Au devenit prieteni foarte buni. Nu mă atacați, n-am vrut să fac asta. Vreau doar să termin quest-ul. Asta m-ar interesa pe mine. Să-mi primesc experiența. Am terminat, bun. Acum putem să nu mai fim prieteni. Și să fugim. Ok, cred că mai avem un singur quest mob pe care trebuie să-l completăm. Acesta, aparent. Da, trebuie să facem 4 pe zi pentru a primi niște reward-uri speciale. Vrem să creștem Adventure Rank cu cât mai mult, e foarte, foarte important pentru că deblochezi absolut totul prin Adventure Rank. Caractere noi, deci Adventure Rank-ul este foarte important. Puteți să-mi dați și ad, dacă doriți, după UID-ul ăsta. Puteți să-l copiați așa dacă vreți, mă rog, dar dacă îl scrieți, faceți un screenshot, îl scrieți și puteți să-mi dați ad și putem să ne și jucăm împreună din când în când dacă vreți. Oricum pe live-ul o să facem chestia asta. Bun, sunteți pregătiți? Bună! Ce faceți? De ce nu... De ce credeți că sunteți puternici? Că nu sunteți. Vă distrug. Caracterele trebuie fiecare evoluate pe... Ok, what? Pe rând. E foarte important să le... Nu să le evoluezi pe toate, dar o să fac mai multe tutoriale în privința gameplay-ului și cum să ți-l îmbunătățești. Pentru că jocul... În caz că vrei să devii cel mai bun, cumva te pune să bagi niște bani, știi? Pentru a debloca anumite caractere care sunt super, super rare. Dar nu e obligatoriu să joci cu alea, știi? Ai caractere pe care le deblochezi și oricum poți să primești anumite caractere după noroc. Pentru că jocul îți oferă, practic, tichete pentru a căuta caractere și chestii. Și pe gratis, nu trebuie neapărat să bagi bani. Eu n-am băgat niciun ban. Și am caractere destul de puternice, din punctul meu de vedere. Deci nu este un joc pay to win sau ceva, dar este gratis, rupe, arată genial, mă rupe efectiv. Bun, hai să vedem. Mi-aș fi dorit eu să fiu sponsorizat, dar ăștia nu cred că sponsorizează pe nimeni, mama lor de muiști. Ok. Catherine, te rog. Bun. Aici avem anumite comisii, aici facem multă experiență. Aia vreau să zic. Nu știu de ce m-am complicat. Aici facem multă experiență. Veți debloca commissions, adventure, rank, rewards și chestii pe parcurs ce jucați de la început. Bun, hai să vedem. Dă-mi aici... ce? Ce-a fost aia? Că vreau experiența, gen. Daily commissions. Păi mi le-am făcut și... A, le iau din carte. Pardon. Aveți aici cartea după care vă puteți ghida. Uite, am făcut 4 din astea. Le-am colectat de la tipă. Am făcut cam tot ce am eu de făcut pe ziua de astăzi. Aveți dungeon-uri pe care le puteți face zilnic. Nu sunt neapărat dungeon-uri, sunt... Astea sunt statuile, pardon, sunt retardat. Astea sunt, temple. Templul lupului. Uite, unele nu sunt deblocate încă. Asta este, pentru că sunt destul de... uite, rank 21, mai durează. Hai să vă arăt un pic și caracterele, pentru că s-a atâtea chestii încât n-am cum să vă prezint jocul într-un videoclip. Eu doar vreau să vă încânt cu el și să veniți pe live-uri să vedeți despre ce e vorba și să ne distrăm. Aia mă interesează pe mine. Nu am cum să vă prezint tot jocul acum, deci nu vă așteptați să... Sper doar să vă placă din ce vedeți. Avem armele care pot fi enchantate. Ascend. În momentul în care ajungi la level maxim, să poți să o upgradezi până la level 50. Caracterele la fel. Level up. Folosim niște cărți pe care le primim de la domains, de la mai multe activități. Activități, în principiu, trebuie să faci în jocul ăsta ca să crești. Multe, multe activități. Și explorat. E foarte, foarte important și frumos să explorezi în jocul ăsta. Constelațiile sunt, practic, în momentul în care tu primești... cred că o lăsăm pentru alt video, că e destul de complicată chestia asta. Și astea sunt talentele pe care le deblochezi o dată cu creșterea nivelului caracterului tău. Sunt foarte multe de coveruit. Sper că am... băgat suficient în videoclipul ăsta. O să vin și cu un tutorial în curând, dar mâine facem live. Eu am fost Alex, fraților. Sper că vă place jocul și ne revedem data viitoare. Trebuie să închid filmarea, nu să fac asta, că nu mai fac vlog acum. Bună!